Tatăl unui băiețel băgat în spital de apa contaminată de la Alinoasa a ales să protesteze într-un mod inedit. Și-a parcat mașina în fața companiei de apă Târgoviște Nămoița și pe ea a scris apă contaminată, Dorin Staicu, Constantin Maricescu, la pușcărie. Sunt voci care susțin că proteste vor fi și în zilele următoare pentru că oamenii sunt nemulțumiți că până acum nu a fost găsit niciun vinovat.